Bună dimineața, Marius. Bună dimineața, bună dimineața. Am vrut să te rog frumos să pui tu lucrul acesta, că am simțit foarte puternic să fac un apel la toate femeile care ascultă canalul sau care vă ascultă această înregistrare. Simt foarte puternic lucrul ăsta și trebuie să-l transmit. Sigur. Și le rog frumos din tot sufletul meu să ne gândim că și să realizăm foarte clar că avem un rol foarte, foarte mare aici. Sigur că avem tendința să ne ocupăm de suferințele proprii și de traumele proprii și de ceea ce ni se întâmplă. Dar mai mult decât asta, cred că e nevoie să conștientizăm faptul că avem un rol foarte, foarte mare și anume acela de a transmite iubirea, indiferent de ce suferință simțim noi ca persoană individuală. Bineînțeles, cu mintea noastră simțim acea suferință, dar cumva să putem să facem abstracție de lucrul acesta și să ne luăm rolul acesta în serios de a transmite iubire în jurul nostru. Adică, cu alte cuvinte, să înțelegem, să acceptăm apoi tot ceea ce vine în fața noastră prin manifestarea bărbaților din fața noastră, prin manifestarea copiilor din fața noastră, prin manifestarea colegilor din fața noastră, prin manifestarea prietenilor, cunoștințelor, străinilor, absolut tot să dăm voie și pur și simplu în felul acesta să ne conectăm cu ei. În momentul în care o să reușim să ne conectăm și să facem acest pas de înțelegere și apoi acceptare, o să vindecăm foarte mult odată, în primul rând, în noi, mecanismul care a determinat acel fenomen în fața noastră și apoi și persoanele respective le scoatem din rolurile care și le iau pentru a ne vindeca pe noi. Avem foarte multe lucruri în interiorul nostru, sunt adunate poate de sute de ani sau 200-300 de ani, generații 7 sau 9, nu mai contează, dar avem un rol primordial și să lăsăm deoparte interesul propriu de a ne vindeca pe noi, pentru că ne vom vindeca instantaneu și noi prin ceea ce transmitem în jurul nostru. Nu este așa ca o disperare ce trimit acum, dar aproape am zile în care am impresia că nu avem nicio șansă dacă nu ajutăm noi ca femei. Și în afară de faptul că e nevoie să ajungem din nou în energie feminină și să manifestăm 80% din ceea ce noi facem zi de zi în energie feminină, cred că ce este cel mai și cel mai important pentru asta este să... ieri am făcut un binar în care spuneam de supunere, dar supunerea nu este sclavie. Supunerea nu înseamnă... să mă ierte toată lumea că sunt puțin emoționată. Supunerea nu înseamnă să fim, nu știu... un sclavul cuiva și să nu o trăim. Și pur și simplu tocmai înseamnă opusul. Să trăim cu toată forța noastră pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Înseamnă dăruire. Dăruire înseamnă supunere. Da. Să trăim cu toată forța pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu și în momentul în care avem acea cădere că noi nu primim sau fugim în altă parte ca să găsim ceea ce mintea caută, adică acea apreciere, plăcere sau să nu ne simțim singure, nu suntem singure. Dumnezeu este cu noi la fiecare pas și ne dăm seama de asta prin bărbații pe care îi avem în viața noastră, inclusiv în ceea ce privește chiar dacă avem sau nu avem parteneri, chiar dacă avem sau nu avem copii, avem bărbați tot timpul în fața noastră și exprimă ceea ce noi avem de făcut. Deci, eu v-aș mulțumi din tot sufletul să facem lucrul acesta și să ne ocupăm de ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu să fim, și anume să vindecăm prin iubirea de care suntem capabile, că avem foarte multă iubire.
Nu știu ce să mai zic, asta am vrut să zic. Revenim la supunere. De supunere este, de fapt, ascultare, dăruire, momentul în care femeia își pierde ego-ul. Deci asta este supunere. Să-și pierzi ego-ul, adică să te lași pe tine. Ca să poți să fii feminină, trebuie să se lasă pe sine. Așa este. Și ca să se lasă pe sine, este un exercițiu zilnic, pentru că există acea tendință a obișnuinței pe care o avem antrenată atât de bine. Avem tendința să ne ducem în putere vis-a-vis de un anumit aspect, să ne impunem, pentru că și poate, pentru că are resurse de putere. Deci avem, da. Ea poate asta. Avem. Dar puterea asta, în momentul în care o direcționăm în altă parte și nu ne mai războim atâta cine are dreptate și nu ne mai căutăm propria noastră dreptate și renunțăm la acest aspect din viața noastră, că uite, vezi, eu am avut dreptate și tu nu, ne ducem într-o cu totul altă direcție. E calea. În momentul în care renunți la dreptatea de a mai avea dreptate, să am dreptate față de ce se întâmplă în relația mea, să am dreptate față de ce se întâmplă în relația mea cu copiii, în cazul în care avem copii, cu colegii noștri, cu șefii noștri, cu străinii cu care interacționăm, eu am dreptate, tu nu ai dreptate. Când renunțăm la a analiza și automat din analiză trecem în critică instantaneu, în judecată și emitem părerea proprie față de acea situație, se termină totul și ne ducem în latura cealaltă. Nu avem nevoie de aceste aspecte. Sunt foarte adânc înrădăcinate, dar chiar nu avem nevoie de ele. Putem să le conștientizăm și atunci renunțăm. În timp ce vorbesc cu tine, a venit o bunică la geamul meu și este prinsă de Dumnezeu, care pur și simplu îmi cere bani sau îmi cere ceva. Ca să vedeți cum vine divinul. Sănătate și noastră. Amin. La fel. Deci oricât am părea noi că nu este Dumnezeu cu noi, este la fiecare pas. Este la fiecare pas. Ce ne face să dăm o hârtie unui om? Și să nu-l mai judecăm, că nu poate munci, că de ce nu se duce să muncească, că eu muncesc de dimineața până seara și eu am, că de-aia am pentru că muncesc. Ai pentru că îți dă Dumnezeu talanți mai mulți și putere mai multă, tocmai pentru a dărui în jur și a ajuta și pe ceilalți care poate, prin ceea ce au făcut, au talanți mai puțini. Nu avem niciun drept să judecăm pe nimeni, nici Dumnezeu nu ne judecă pe noi. Și pentru asta avem de mers înainte. Nu avem. Pentru ce? El nu ne judecă. Ne corectează, într-adevăr, prin tot felul de mecanisme și prin legile Universului. Sunt fantastice legile Universului și nu le conștientizăm. În momentul în care declarăm că suntem în iubire necondiționată față de partenerii noștri și spunem că poate să facă orice, să fim foarte atente că este foarte posibil ca să avem un beneficiu acolo, adică ne urmărim interesul propriu și de fapt este o indiferență. Nu are legătură cu a-L iubi necondiționat și a-ți păsa și a-ți vedea de treaba ta fără să ceri absolut nimic. Nu are. E un proces. Și în momentul în care ești onest, onestă cu tine, ai să vezi lucrul acesta, ai să-ți dai seama că ceva nu este în regulă acolo. Tu ai o anumită libertate pe care o folosești înspre beneficiul propriu și atunci îi dai libertate. Dacă nu mai ai nevoie de libertatea aceea sau când acțiunile celuilalt vin cu o altă sau iau o altă întorsătură, nu-ți mai convine. Deci, foarte mare atenție ce facem, pentru că ne ducem într-un orgoliu spiritual care este mult mai grav decât orgoliu material. Nu avem ce căuta acolo. Avem doar să ne asumăm rolul pe care ni l-a dat Dumnezeu ca femei. Să iubim
Este foarte simplu să facem lucrul acesta. Foarte, foarte simplu. Stă în natura noastră. 80% suntem făcute să facem asta. Deci e foarte simplu. Trebuie doar să ne dăm voie. Să ne reîntoarcem la ceea ce suntem. Suntem într-un moment foarte, foarte prielnic pentru a face lucrul acesta. Foarte multă cunoaștere, foarte multe informații vin către noi. Avem puterea de a selecta. Simțim să ascultăm lucrul ăla, îl ascultăm, nu simțim, nu forțăm. Orice forțare înseamnă că nu suntem pe calea cea bună. Înseamnă că suntem pe calea minții. Iar mintea este doar un instrument ca să putem conduce mașina, să ne avem grijă de copii, să avem grijă de parteneri, să avem grijă de lucrurile pe care le facem la munca pe care o avem fiecare dintre noi, de a împărtăși oamenilor, de a dărui din cunoașterea noastră, din abilitățile noastre, din competențele noastre, din puterea noastră pe care o avem. Avem foarte multă forță. Revin la responsabilitate. Responsabilitatea nu înseamnă răspundere și obligație. Responsabilitatea, acum este definită în dicționarul limbii române, responsabilitatea vine din natura noastră de a ajuta pe ceilalți. Responsabilitatea este capacitatea fiecărei femei de a dărui iubire. Aia e responsabilitatea, după părerea mea. Și ea se poate manifesta de când am deschis ochii până când îi închidem seara înapoi, cu recunoștință de la Dumnezeu că am mai făcut o zi în care am făcut multe lucruri pentru cei din jurul nostru. Implicit se întoarce și către noi. Toată bogăția asta se întoarce către noi, pentru că primim o putere și o energie fantastică, sănătate, tot ce vrem. Contează că vine conul de umbră peste noi. Important e cât stăm în el. Și să nu ne mai căutăm fericirea proprie, că ea nu se vindecă, nu are metode, nu are... Putem să facem mii de practici până nu ne lăsăm, până nu înțelegem esența noastră, până nu înțelegem că este despre ceilalți și nu despre noi. Prin tot ceea ce noi suntem ca ființă, până nu înțelegem că contractele pe care le-am semnat sus în cer și ne-am văzut viața și am acceptat-o așa cum este, cu multă suferință în zona de mental, nu avem cum ajunge și cum să facem lumină în jurul nostru. Suntem niște beculețe care pot să aibă intensitate tot mai mare și mai mare în jur, fără să ceară nimic. Soarele nu ne cere nimic, becul nu ne cere nimic, ne luminează fără să ceară nimic. Și fără să facă judecate, la ăsta îi dau mai multă lumină, la ăsta nu. Dă și atât. Mai tare decât noi. Da. Sau soarele. Soarele. Nici aerul nu ne alege, nici soarele, nici lumina pe care o avem. Toți primim aceeași cantitate. Nu facem nicio diferență. Nu se fac diferențe. Să nu facem nici noi. Nu. Nu avem nevoie de diferențe. Avem nevoie doar să manifestăm esența din care și din ce suntem și de care dispunem într-o cantitate foarte, foarte mare. Dar vezi un lucru, că esența doar dăruiește și nu cere nimic pentru ea. Ar trebui să fim și noi la fel, dar noi facem pe dos. Condiționat. Noi dacă dăm ceva, dăm condiționat. Da. Pentru că ne atașăm de tot ceea ce simțim ca plăcere. Și în momentul în care ne-am atașat de acțiunea, de persoana, de bunurile pe care ne aduc un minim de plăcere, pentru că se secretă în corpul nostru substanțe chimice care aduc această senzație, creăm atașamente. Atașamentul duce la posesie și posesia duce la... Nu avem nevoie de așa ceva. Acea bucurie pe care o simțim prin ceea ce avem, o ducem în zona recunoștinței, nu în zona atașamentului. Avem un lucru care ne aduce bucurie, dar pentru el manifestăm recunoștință. Avem o persoană care ne mângâie sau care se uită la noi și câteodată ne adresează și o vorbă care ne face să înțelegem că chiar suntem pe calea Domnului, adică dăruim iubire. Dar pentru acea persoană să manifestăm recunoștință că o avem în viață, e un dar. E un dar trimis de la Dumnezeu. Când ne ceartă, e un dar de la Dumnezeu. E un dar. Așa să vedem. E un dar.
Și atunci nu ne mai putem tulbura. Este chiar vindecarea. Nu ne mai putem tulbura. Când este un dar, nu ne mai putem tulbura. Venim în familie în care avem aceleași linii de rezolvat. Nu e nevoie să mai spunem atât că părinții am spus într-un binar, avem foarte multe traume și urmări pe care le înregistrăm în zona de mental. Se duc adânc în subconștientul nostru și creează motoare în comportamentul de zi cu zi, motoare de acțiune. Nu mai contează. Ele se pot vindeca doar cu iubirea femeii. De asta am făcut un apel femeilor. Chiar le rog din tot sufletul să renunțe la binele propriu. Binele propriu este inclusiv de a găsi o portiță ca eu să mă vindec. Vindecarea vine prin vindecarea celorlalți din jurul nostru. Vine în mod automat. Să nu ne mai luptăm că partenerul nostru poate are un copil dintr-o altă căsătorie și are grijă și de acel copil. Foarte bine. Înseamnă că are iubire dacă face lucrul acesta. Îl iubesc și eu. Pentru că poate dărui. Înseamnă că are mai mult decât are un alt bărbat. Deci ar trebui să mă bucur, nu să îl elimin din viața mea. Nu găsim alți parteneri mai buni decât avem în viața noastră la un moment dat. În cazul în care simțim emoții pentru acei bărbați, vă rog din tot sufletul meu, manifestați-le, pentru că și rămâneți acolo în a construi, pentru că va veni un alt bărbat care va face o corecție și mai mare în viața noastră. Și la un moment dat vom rămâne singure. Și atunci nu mai putem manifesta ceea ce suntem noi ca esență către nimeni, pentru că ne oprim emoțiile, rămânem doar în zona de mental și atunci ne dezumanizăm. Nu mai suntem suflet, suntem doar minte, iar mintea este a partea întunecată, că ea manifestă dorința, ea manifestă atașamentul, ea manifestă apoi posesia și după aceea zona de întuneric, nu altceva. Bărbații au putere să facă lucruri și să se vindece prin iubirea noastră. Vor avea foarte multă putere prin iubirea noastră. Suferă de iubire. Vă spun cu toată inima mea. Bărbații suferă de iubire. Lucrez zilnic de lipsă, în lumea de lipsă bărbaților. De iubire. De lipsă de iubire. Lucrez zilnic în lumea bărbaților. Îi văd. Le văd paraverbalul și non-verbalul. Sunt pierduți. Sunt debusolați. Sunt, nu știu, se îndreaptă spre material foarte mult, da. Și nu știu de ce. De ce se duc toată ziua după adunat? Nu au altă șansă. Stau într-o muncă și când se vorbește despre un trio, nu e vorba despre o altă femeie. Este vorba că în viața bărbatului apare un mecanism de acțiune pentru a își doza undeva puterea pe care a dat-o Dumnezeu și se apucă de adunat, de materialism. Și atunci automat devin posesivi și devin diavol. De împins de femeie. Femeia fiind materialistă pe detaliu, e împins de ea. El e străin femeia în zona materială. Pentru că o femeie care... Și s-ar putea să facem lucrul ăsta o viață și bărbații din viața noastră să nu ne dăruiască nimic. Dar reamintesc rolul pe care îl avem. Nu-l avem de a primi, ci de a dărui. Pe nu știu, poate în viața asta doar dăruim, habar n-am. Dar să ne asumăm aceste roluri, sunt foarte importante. Sunt foarte importante. Atât am avut de zis azi. Am simțit foarte puternic să zic asta. Am iar dobrajii acum. Îmi vine să plâng, dar este o eliberare. Da. Știu și am pielea găină. Știu că Dumnezeu este cu noi. Știu că Dumnezeu a venit bătrânica aia la geamul meu, pentru că stă mașină. Nu m-am dat jos din mașină. În birou nu mai pot să mă exprim așa. Oamenii au nevoie în fiecare zi de îndrumare. Mă uit la ei și văd cum mă caută. Mă caută ca să aibă suport. Dar eu le spun că n-au nevoie de mine, pentru că se au pe ei. Eu astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Deja noi pe noi ne avem. O să murim de frică. Frica și iubirea în același timp, adică iubirea e Dumnezeu, frica este satana, nu au cum să fie. Nu cred că am zis bine. Frica este satanică și iubirea este hristică, pentru că ambele vin de la Dumnezeu. Dar este alegerea noastră în ce direcție ne ducem.
Nu mai lăsați fiica să vă domine, pentru că ea este repetată atât de obsesiv în jurul nostru pe toate canalele, tocmai pentru a ne duce acolo. Nu e nevoie nici să ne închidem urechile, pentru că pierdem informație prin a ne anula simțul auzului. Nu. Să alegem ce să auzim. Alegem. Avem puterea de a alege ce să auzim. Că simțim. Avem puterea intuiției. Este al șaselea simț foarte puternic. Să ne dăm voie să se începe, să înceapă și ăsta să se manifeste. Când vine un prim gând, duceți-vă în direcția aceea. Nu vă fie teamă, pentru că Dumnezeu oricum este acolo. Și dacă Pavel a zis în scrisoarea lui către romani, toate lucrurile sunt spre binele vostru, nu o fi în van acest lucru. Toate, absolut, orice ar veni, nu contează. Nu contează. Toate. Măcar cele care auzim. Am început să auzim, să începem să manifestăm, fără îndoială. De ce e așa? Nu contează. Manifestați-vă în zona cealaltă. Deja are foarte multă lume de pe canalul ăsta capacitatea de a identifica unde suntem, pe minte sau pe suflet. Nu e nevoie de o analiză și de o verbalizare zilnică, doar să devenim conștiente, să fim la cârma noastră, la direcția noastră. Nu mai lăsăm pe alții la cârma noastră, suntem la volanul mașinii noastre. Și atunci îl conducem cum considerăm și cum simțim și ce intuiție avem. Nu cum ne condiționează ceilalți sau ne înjură ceilalți din trafic. Nu. Știm că respectăm o anumită conduită. Am zis mereu că singurele reguli pe care trebuie să le avem în viața asta ar trebui să fie doar cele de circulație. Restul vin din suflet, vin din bun simț. N-ai cum. În momentul în care ești în fiecare zi că binele celorlalți înaintea binelui propriu, nu ai nevoie de reguli, nu ai nevoie de legi, nu ai nevoie de nimic. Deci, putem să facem lucrul ăsta. Am foarte mare credință că putem face asta. Și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Ție, Marius, mulțumesc foarte mult. O mare parte din transformarea mea a venit și din multele vorbe cu tine. Și vin ca niște cuvinte așa care se manifestă apoi în mental și le pot, într-adevăr, cu mintea de femeie să le fac în bucățele multe și să le aduc foarte multe explicații, dar vine din ansamblu pe care îl am de la tine, inclusiv cartea pe care, sau înregistrarea audio pe care mi-ai trimis-o aseară cu Ilie Cioară. Deja, din nou, a venit cu o cantitate mare. Poate de acolo mi-a venit să vorbesc acum, poate nu știu, dar este cert că nu suntem ceea ce suntem aici și ne zbatem în ceva ce nu există. Nu avem timp să vindecăm tot ce avem în subconștient, trebuie să ne apucăm de treabă în sensul de acceptare fără niciun fel de a ne mai căuta dreptatea. Dreptatea este a minții, nu este a sufletului. Nu contează ce dreptate credem noi că avem. Nu contează. Exact. Sufletul nu caută să dreptatea. El da. Cedează imediat. Caută liniștea. Da. Pune liniștea mai presus decât dreptatea. Și avem foarte mult, că am vorbit ieri cu Corina în binarul acela despre însușirile femeii și moartea feminismului și renașterea feminității. Avem foarte multe. Avem blândețe, avem duioșie, avem cincășie, avem sensibilitate, avem responsabilitate, avem iubire sufletească, avem supunerea aceasta caldă, blândă. Obediența este blândă, este o ascultare blândă pe care o faci față de ceilalți. O avem, toate sunt în noi. Toate. Cu cine ne luptăm? Nu avem cu cine. Și dacă ne luptăm, să fie foarte clar, vom avea victime. Nu vom avea oameni care să râdă. Nu există în război, există doar durere. Nu există altceva. Mulțumesc din suflet. Și eu mulțumesc. Închid. O zi frumoasă să avem cu toții și binecuvântată de Dumnezeu. Oricum eu binecuvântează mereu. Mulțumesc, Marius. Pa, pa. Pa, pa.